Rezultat istoric pentru Partidul Social-Democrat Ialomița la alegerile parlamentare. PSD Ialomița a obținut un scor electoral de 59,35%, rezultat care poziționează formațiunea politică pe locul 9 la nivel național. PSD Ialomița a câștigat 3 posturi de deputați și un post de senator. Mihăiță Găină, Andrei Pop și Ștefan Mușoiu au obținut un mandat de deputați pentru următorii 4 ani, iar Marian Pavel va reprezenta Ialomița din postura de senator. Rezultatul obținut de PSD Ialomița se datorează programului coerent cu care PSD s-a prezentat în fața cetățenilor. Coordonatorul campaniei PSD Ialomița la nivel județean, Victor Moraru, a precizat în cadrul unei conferințe de presă că scorul obținut de PSD Ialomița responsabilizează întreaga echipă și că principalul obiectiv rămâne punerea în aplicare a programului PSD. La acest moment, Partidul Social-Democrat a reușit să obțină un post de senator și 3 posturi de deputat, foarte important pentru noi, pentru Ialomița, pentru PSD, pentru ialomițeni. Am obținut un rezultat istoric. Îi mulțumesc personal colegilor din echipa de campanie, candidaților, colegilor primari, celor care s-au implicat în această campanie și care au dat dovadă că, înainte de orice, Partidul Social-Democrat este aproape de oameni. Sperăm că, după constituirea Guvernului, colegii noștri parlamentari să reușim împreună cu ei să punem în practică programul Partidului Social-Democrat. De fapt, adevăratul motiv, zic eu, pentru care am câștigat aceste alegeri la acest scor, se datorează unui program foarte serios pe care Partidul Social-Democrat l-a prezentat românilor și ialomițenilor. Un program care ne obligă la foarte mult. Acest scor pe care l-am obținut, 59,35%, este, ne situează pe locul 9 la nivel național, este un loc onorabil, dar acest scor ne obligă la foarte mult, ne obligă să fim serioși, ne obligă să fim aproape de cetățeni, să fim responsabili și foarte important să nu dezamăgim. S-a constatat că Partidul Social-Democrat a înțeles ce își dorește România, a înțeles ce își doresc românii, în toate județele din țară, dar și în Ialomița. Am venit cu o echipă de candidați, unii cu experiență, alții cu experiență în alte domenii, însă vreau să vă spun că este un câștig al organizației PSD, al tuturor celor care s-au implicat. Personal, ca și coordonator de campanie, spre surprinderea unora, vreau să vă spun că am avut onoarea, bucuria și bucuria să lucrez cu acești colegi. Felicitări colegilor mei, le doresc și eu succes la rândul meu. Am, ca și dumneavoastră, ca și cetățenii din Ialomița, am și o mare așteptări de la colegii noștri. Vom avea o perioadă în care chiar trebuie să demonstrăm că suntem buni, nu avem scuze. Sperăm ca noul guvern să se constituie cât mai repede și chiar înainte de 1 ianuarie noi deja să începem să punem în aplicare programul pe care l-am prezentat cetățenilor și românilor. Să nu uităm că un mare merit în acest rezultat l-a avut președintele Partidului Social-Democrat, la Ialomița, secretarul general al partidului, domnul Neașu. Senatorul Marian Pavel a adăugat că rezultatul obținut de PSD Ialomița a fost un rezultat de echipă, iar cetățenii au oferit un vot pozitiv formațiunii politice. S-a demonstrat încă o dată în județ și nu numai în județ și în țară că cetățenii nu mai vor dușmănie, nu mai vor ceartă, nu mai vor ură, ci vor proiecte și programe. PSD a venit și a prezentat în fața cetățenilor un program de guvernare foarte bine structurat și foarte bine așezat și venit în ceea ce înseamnă așteptările cetățenilor. Vedeți dumneavoastră, de fiecare dată s-a votat negativ. De data aceasta am senzația că s-a votat pozitiv, s-a votat pentru un program de guvernare. Am mers în campanie și am găsit cetățeni care au luat ziarul de campanie, l-au studiat și au decupat acel calendar și l-aveau pus pe perete și au spus că o să aștepte de la noi ca să punem în aplicare acest program și o să încercuiască fiecare zi în care noi o să luăm măsurile pe care le-am propus în acel program de guvernare. S-a văzut încă o dată că și în Ialomița
că cetățenii au votat cu sufletul. Andrei Pop, deputat PSD Ialomița, a mulțumit electoratului pentru încrederea acordată. Acesta se va reîntoarce în localitățile ialomițene pentru a vorbi din nou cu cetățenii și va fi promotorul unei structuri tripartite, parlamentar, primar, președinte de Consiliul Județean, pentru dezvoltarea mai multor proiecte. Trebuie să acordăm creditul firesc coordonatorului campaniei la nivel național, dar și domnului Moraru, coordonatorul campaniei la nivel județean. Îmi doresc foarte mult să omogenizăm calitățile echipei parlamentare și să coagulăm un efort comun pentru a particulariza parte din noțiunile și conceptele prezentate în programul de guvernare. Deși există un termen de implementare pe termen lung, există mai multe trepte pentru primii 4 ani, primii 6 ani și primii 8 ani, ce converg în rezultatele programului de guvernare PSD propus în campania electorală. Îmi doresc să particularizăm cât mai mult și să aducem rezultate pe termen scurt, în mod concret și eficient în județul Ialomița. Deși fișa postului nu include neapărat un lobby al parlamentarilor, eu fac un anunț public că voi fi un promotor al unei formule tripartite, echipă parlamentară, reprezentant local prin primar și președintele de Consiliul Județean, astfel încât să reușim să aducem cât mai multe proiecte aprobate în Ialomița. Asta va însemna și un efort suplimentar din partea noastră ca parlamentari. Eu, în primă fază, voi porni o nouă perioadă de campanie, o să-l numesc un turneu de mulțumire, iar în funcție de programul agreat în perioada imediat următoare cu reprezentanții locali, voi merge din nou în localitățile din Ialomița și voi avea un dialog mult mai intens cu reprezentanții din teritoriu. Mulțumesc încă o dată, sper să venim în fața dumneavoastră cât mai rapid cu rezultate. Cu siguranță oamenii asta așteaptă de la noi, așteaptă o atitudine rațională, coerentă și un efort continuu. Mulțumesc în primul rând cetățenilor pentru că ne-au votat, au votat PSD-ul și implicit persoana mea. Echipei de campanie, vreau să-i mulțumesc primarilor. Dacă Liviu Dragnea nu devenea președintele partidului anul trecut, să știți că poate planul ăsta al nu știu cui de ducerea PSD-ului, nu știu, către un 15%, poate le reușea. Dar Liviu Dragnea a făcut ca partidul numai să se, dar să și crească până la un scor care n-a mai fost niciodată și cred în programul ăsta, care, așa după cum ați văzut, este un cel mai coerent program de guvernare de la Revoluție în pace. Și cred că avem șansa să facem în așa fel încât să putem să câștigăm pentru prima dată alegerile consecutiv, da? Deci după 4 ani de guvernare. Ștefan Mușoiu, fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, a câștigat un mandat de deputat în Parlamentul României, fiind un susținător al programului prezentat de PSD. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați crezut în șansa mea mai mult decât am crezut eu, poate. Este o victorie care am gustat-o din plin fiecare dintre cei prezenți aici și cei din acest județ. Prieteni, colegi ne-au fost alături în toată această perioadă de campanie și în ziua victoriei. Vreau să mulțumesc fiecăruia în parte pentru că a contat orice aspect în această campanie. Vreau să-i completez pe colegii mei și să spun că a contat fiecare om care a alergat în această campanie, a contat fiecare primar care a scos un rezultat extraordinar și vreau să-i felicit pe toți primarii care sunt aici și cei care nu sunt aici. A contat efortul fiecărui simplu membru de partid și, bineînțeles, a contat în cele din urmă participarea la vot a fiecărui om care a crezut în proiectele noastre, a crezut, pentru că, așa cum spuneau și colegii mei, am avut o perioadă de guvernare 2012-2015 unde ceea ce am promis am făcut și programul economic pe care președintele Dragnea împreună cu secretarul general președintele Organizației Județene Marian Neașu, programul pe care l-au prezentat și l-au elaborat a fost unul de succes, unul ancorat în realitățile zilei de astăzi, izvorât din problemele reale ale românilor de la acest moment.
Este un program, așa cum spunea domnul Liviu Dragnea seară, care poate fi implementat și care va fi implementat și viitorul acestei țări și al partidului și la următoarele alegeri va depinde foarte mult de modul cum vom reuși să implementăm acest proiect. Întreaga echipă a PSD Ialomița a fost susținută de primarii PSD. Cel mai bun rezultat obținut de PSD Ialomița în mediul rural a fost în comuna Săveni.